Bine ați venit fecioarelor la etalarea voastră pentru luna lui februarie. Haideți să vedem ce avem pentru fecioare, ce ne aduce pentru fecioare. Vă invit la webinarul de pe 28 ianuarie un webinar în care veți avea foarte multe remedii pentru a echilibra energiile casei și a aduce bunăstare, mai ales cei care sunteți singuri, veți avea posibilitatea să faceți remedii, dar în general, veți avea foarte multe informații pentru a vă aduce lucruri bune în viața voastră, iar șablonul pe care îl veți folosi nu îl veți găsi niciunde. Este unic. Și vă va ajuta pentru totdeauna. Ce am pentru fecioară? Soarele! Wow! Asul de cupe. Doi de monede. Regele de monede. Fecioarelor. Ce se întâmplă cu voi? Aveți soarele asul de cupe, ceva creativ, 2 de monede și regele de monede deveniți proprii voștri boși, să zicem, cu un nou început, cu un succes extraordinar, 5 de monede, este ca și cum nu aveți timpul necesar, regele de cupe, luna, Doi de bute, marea prăuteasă. Deci, sincer, ceea ce simt acum. <laughs> Poate la unii nu le place zâmbetul meu, dar, sincer, eu vă sfătuiesc să zâmbiți. Deci, primul lucru care vă sfătuiesc și am învățat de la mai mari profesori este, chiar dacă sunteți supărați, să râdeți. Râdeți, râdeți. Cinci minute de râs vă aduce sufletul la realitate. De aia trăiți. Deci trebuie să vă bucurați că trăiți. Iar ceea ce văd eu aici, veți trăi ceva extraordinar în februarie. În primul rând, veți străluci ca soarele. Creativitate. Cine din voi scrie o carte, oameni buni? Pentru că aici am scriitorul, am, am combinația scriitorilor, am foarte multă intuiție. Deci dacă într-adevăr nu ați avut timp, ați pus pe hârtie ceva, vă rog frumos să o continuați în, în februarie și să o publicați sau să publicați măcar un articol din acel ceva. Deci vorbesc foarte serios. Ceea ce am aici este. Doamne, mi s-a încrețit toată pielea pe mine. Uh, deci există cineva acolo care trebuie să audă mesajele respective. Veniți pe aceste mesaje nu pentru că scrie fecioară, taur sau altce, altă zodie. Veniți pe aceste mesaje pentru că simțiți acest lucru. Deci este cineva acolo care scrie, vă rog să publicați acel ceva pentru că este mai mult ca o operă de artă. Aveți foarte multă creativitate. Cine își folosește creativitatea pentru a-și deschide un restaurant? Luna are de-a face cu mâncarea. Fiți creativi, aduceți culoare mai multă la mâncare pentru că veți avea exact o explozie de succes. Iar aici iepurașul aceasta așteaptă să aducă multă bunăstare. Este online, este uh, ceva la care veți duce vestea, să zicem. Da, fiți atenți că în fundal mai sunt și comentarii vești care o să vă atingă într-un fel sau altul mai puțin pozitiv, dar... Uitați-vă și voi la energiile pe care le aveți. Deci aveți cu totul de vis. Pentru că... Îmi spune foarte multe. E, e ceva de vis. Cine vrea să scrie o carte magică? O carte de magie. Cine vrea să, să, să facă cărți de tarod? Cu intuiție, cu... Uh, pentru că am combinația lunii cu marea preoteasă, cu foarte mare intuiție și mai ales cei care doresc să, să scrie ceva științifico-fantastic. Pentru că am cerbul acesta alb, pajul de cupe, foarte multă creativitate, foarte multă creativitate. Luptați pentru asta pentru că sigur veți da față în față cu invidioși, cu cineva din media care încearcă să vă oprească, dar luați un nou început aici pentru voi, copilul din voi, lăsați acea energie pentru că cinciul acesta de spade este pierderea voastră dacă voi nu luați această idee să mergeți mai departe și nu dați ideea respectivă la altcineva. Vă rog frumos să nu o dați, pentru că pajul acesta de spade nu este o energie bună împreună cu uh, spânzuratul și cinci de spade. Persoana respectivă vă va fura ideea. Ce este acest nou început, sper să se vadă bine cărțile. Pentru că în atenția mea este! Oh. <laughs> regele de bute, deci când vine una, vine și cealaltă, deci vine toată odată. E bine atunci, e bine. Am zis că noi devenim aici, suntem aici, regele de monede, dar mai vine aici un nou început și cu regele de bute. Șapte de cupe e un fel de... Wow! Șaptele ăsta de cupe vă spune de fapt că aveți multe vise sau mai bine zis că uh, poate este o sarcină ascunsă. Împărăteasa va aduce abundență, dar împărăteasa întotdeauna trebuie să să știți că este ceva care crește, crește. Și în momentul în care am și luna, luna vine cu energia, luna este energia uh, burții, forma burții. Deci, șaptele acesta de cupe poate fi fie o alarmă falsă, fie o sarcină ascunsă. Pentru că aici am un nou început cu acest nebun. Iar în drăgostiții aveți șansa de a alege în viața voastră. Multă, multă pasiune. Foarte multă pasiune. Cavalerul de cupe. Da, posibil să existe ceva diferență aici între voi, dar de vârstă, dar să știți că faceți o uniune extraordinară. Aveți 10 de cupe. Mesajul de aici. 4 de cupe și roata. Deci, poate că cineva din jurul vostru, poate cineva care încearcă să afle mai multe, uh, sunt nesatisfăcuți de rezultatele sau mai bine zis că nu au comunicare cu voi, dar vedeți, voi aici se întoarce roata. Roata este în favoarea voastră pentru că acum a venit momentul să se schimbe viața voastră. Ce mi aduce această roată? Zecele de spade, în care ați suferit Vine cu justiția și spune că în sfârșit se termină acest joc de a vă Magicianul tu, amne. Știți că inteligența este guvernată de Mercur. Știți că voi sunteți guvernați de Mercur. Sper să înțelegeți mesajul. Pentru că e extraordinar mesajul respectiv. destinul vă aduce ceva extraordinar. Se termină ceva, oameni buni, zecele asta de spade. Ați fost puși în genunchi, iar acum vi se oferă ceva excepțional. Străluciți soarele. Marea preotasă. Încă o dată Marea preotasă. Deci vă aduce a doua oară Marea preotasă. Asta înseamnă că aveți o intuiție extraordinară și Folosiți intuiția respectivă pentru ceva. Ce vrea să-mi spun aici magicianul și roata? Luna, încă o dată, vedeți? Același lucru. Regina de cupe și îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi poate veți afla uh, de o relație a cuiva, Poate veți afla că încă se, se va întâmpla ceva spontan. Am senzația că se întâmplă ceva spontan aici. Patru de spade meditați, cereți, judecada. Wow! Venit pe invers, deci eu nu fac cu cărți pe invers. Fecioarelor, aveți atât de multă încredere în voi. În momentul în care aveți pe cineva în viața voastră și revine cineva în viața lor, poate dintr-o relație trecută care nu s-a încheiat, poate se întâmplă ceva ca o a treia persoană. Ei bine, judecata invers este un fel de nu mă interesează. Deci dacă persoana din fața voastră ia atitudine, pe voi Pur și simplu, n-aș spune că vă lasă rece, dar pur și simplu maturitatea cu care luați orice tip de acțiune nu vă mai stresează dacă persoana respectivă va alege pe altcineva, nu vă mai stresează dacă într-adevăr va exista această alegere pentru că voi sunteți cu picioarele pe pământ și ați ales deja. Deci e o iubire necondiționată, voi sunteți atașați de tot ceea ce ține de artă, frumos, creativitate, succes, să iubiți cu adevărat și în momentul în care este periclitată, să zicem, relația, pe voi nu vă interesează, pentru că aveți încredere, dar în momentul în care se ia o decizie din care ar dori ca persoana respectivă, să plece din viața voastră, voi nu aveți durerea respectivă. Doare, dar nu așa cum uh, poate unii dintre voi uh, ați mai avut așa ceva. Dar cu siguranță câștigați și vindecarea este de partea altcuiva și nu a voastră. 10 de pute este ceva care trebuia să fie, s-au dus la o parte toate obstacolele, 9 de bute este întors pe invers. Și 5 de bute, pe voi nu vă mai interesează niciun tip de ceartă, voi sunteți pur și simplu regina de spade în orice situație. Clarificați lucrurile frumos, punct și la revedere. Doamne, câtă putere au picioarele! Vreau să vă creativitatea. Erenitul. Depinde de voi. Deci căutați o idee. Aveți o idee deja pe care voi ați găsit-o. Poate ați stat și ați copt acea idee de, de orice tip. Este bine să acționați în februarie. Sincer, este bine să acționați. Aveți tot succesul. Se deblochează ceva Lanțurile sunt puțin spuse. Cinci de săbii, cineva cu energie negativă, care în sfârșit pleacă din viața voastră și voi luați un nou început. Iar aici carul, carul pe invers, va aduce de fapt, ce vedeți că aveți, ca, aveți -ă, șase de bute aici, succes, iar aici carul vă spune că este cineva dintr-o energie cu multă, multă emoție. Lună este ceva care va manipulat. Și s-a terminat pentru că acum vine oportunitatea. Vine totul pe exact așa cum trebuia să vină. Vreau pur și simplu să văd dacă, într-adevăr, acest nou început este începutul nou a unui scriitor, da, cavalerul de cupe, 5 de cupe, 6 de spade, veți scrie ceva care va aduce abundență. Aveți împărăteasa, e a doua oară când o aveți. Sincer, vă doresc o lună de pomină, vă doresc numai bine, acționați în ceea ce v-ați pus în căpușorul la vostru pentru că Mercur e cu voi și ar fi păcat să pierdeți această șansă. Vă doresc numai bine și vă aștept pe webinar. Veți învăța lucruri foarte bune și utile, remedii pe care nu le veți găsi niciodată online. Numai bine, la revedere! Ne auzim!